ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta. Ești cu spatele la zid, dă tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare, puterea e în tine. Se ciocnesc înăuntru tău. Să lupți pentru bine, să o dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Victoria e a mea, dragul, o simt. Abilitatea de fuzionare a celor 6 atribute activată. Carte de abilități setată. Lovitură supremă. Abilitate de fuzionare a celor 6 atribute activată. Carte de abilități setată. Gardiner suprem. Ai ajuns la nivelul de putere al lui Maxus Helios, dar vei avea curajul să o folosești. Taci odată din gură și luptă. Luptătorii Bakugan în întrunirea. Sistemul de autodistrugere activat. Evacuați imediat. Sistemul de intrăm în criză de timp. Activat. Trebuie să plecăm de aici. Imediat. Nu vreau! Mergeți fără mine! Eu nu plec, nu! Marucho! Trebuie să îi salvez pe Priam și pe ceilalți! Aha! Mira! Mira, ești bine? Cred că da. Mergeți voi înainte. Nu vă îngrijorați, terminăm noi aici. Sistemul se dezintegrează. Ingram? Kairos! Pot să o fac, Preyos! Termină transformarea singur! Frumos din partea ta că ai venit, prietene. Preyos, tu ești! Hei, Skyros! Shun, știam că ai să vii. Asta înseamnă un singur lucru. Ultima consolă dimensională trebuie să fi fost distrusă. Corect. Nu credeam că te voi mai vedea din nou, Shun. Da, nici eu. Sistemul de autodistrugere activat. Începe numărătoarea inversă. Evacuare imediată. Putem să facem reuniunea asta mai târziu? Alatul vestal se prăbușește. Trebuie să plecăm chiar acum. Eu îi voi duce pe cei care nu pot zbura. Încă nu am terminat. Voi fi fără milă. Dan, sunt liber. Maxus Helios, ce se petrece? Drago, nu mai înțeleg nimic. Nu se poate. Imposibil. Sistemul Bakugan deconectat. Luptă terminată. Luptă terminată? Dacă lupta s-a terminat, de ce nu ești în formă de bilă, Drago? Ultima consolă dimensională a fost distrusă. Și ce dacă lupta s-a terminat? Asta nu mă interesează. Vreau să mă lupt. Ce spui, Drago? Ești destul de curajos să terminăm asta? De vreme ce nu ai arătat onoare în luptă, de ce să-mi fie frică în afara ei? Vino, vom decide asta pentru totdeauna! Apasă pe accelerație, Nemus! Trebuie să plecăm de aici! Fiecare secundă contează! Mira se bazează pe noi, Percival! Vom reuși! Ține-te bine, Baron! Palatul Vestal! Am ajuns prea târziu! Ce e asta? Salut! Ei, nu așa de repede! Mira! Bună, Ace! Se pare că toată lumea a scăpat cu bine. Tigrera, Gorum, Hydranoid, Skyros, Preyos, cred că o să încep să plâng. Am zis, ține-te bine. Stai!
stai așa! Unde e Eden? Nu e aici? Înseamnă că încă se luptă. Secvența de autodistrugere începută. Evacuați imediat. Rămâneți calmi. Oh, nu! Știu că ești fratele Mirei Spectra. Ce? Trebuie să existe ceva bun în tine, să terminăm. Da, vom termina. Gata cu vorbăria. Carte de abilitate pregătită. Să vedem ce poți. Acesta e singurul meu răspuns, Tenkuso. Atacă! Luptă ca un războinic. Carte de abilitate pregătită. Să începem! Helios, îți înțeleg setea de putere, dar te-ai dezis de tot ceea ce reprezintă Bakuganii. Te rog, renunță până nu e prea târziu. Normal că ai vrea să renunți ca să poți fi tu Bakuganul suprem. Nu se integrează în spiritul Bakugan și să fii cel mai bun în toate? Nu-mi pasă dacă a trebuit să mă transform într-o mașină ca să am puterea. Eu doar îmi îndeplinesc destinul și tu nu-mi vei sta în cale. Secvența de autodistrugere activată. Evacuați imediat. Secvența de autodistrugere activată. Evacuați imediat. Secvența de autodistrugere activată. Trebuie să-l găsesc pe Spectra. Secvența de autodistrugere activată. Brandis, Helico. Secvența de autodistrugere. Ce faceți voi doi aici? Evacuați imediat. Mailin și ceilalți ne-au părăsit. Ne-a aruncat de parcă am fi fost cu noi! V-a aruncat? Dragon în flăcări! General Quasar! Ți-a ajuns Helios! Mai am destul! Haide, haide! Spectra, dacă ești într-adevăr fratele Mirei, trebuie să existe ceva bun în tine! Destul! Dacă Mira nu renunță la tine, nici eu! Alătură-te rezistenței! Mai degrabă te rup în bucăți! Tu ai vrut asta! Eroismele tale mă lasă rece! Un frate și o soră nu ar trebui să lupte în tabere diferite! Ce știi tu despre așa ceva? Asta! Oh, se pare că i-am moștenit frumusețea! Oh, nu! Mira! Uite, e dragă! Așa se face! Au reușit! Dad! Ai făcut treabă bună, Gas. Atenție! Nucleul gravitațional va exploda în 10 secunde. 9. Stăpâne, Spectra! Trebuie 7, să plecăm! 6. 5. 4, mișcă! 3, 2, 1, 0. Nu o să uit niciodată că te-ai întors după mine. Stăpâne Spectra, cu părere de rău vă informez de următoarele. Dar trebuie să știți că prințul Hydran și Vexoși au abandonat noua Vestroia. Au de gând să vă învinovățească pentru tot. A fost ideea lui Mailin Gas? Într-adevăr. Acum că prințul Hydran știe de trădarea noastră, nu mai putem să ne întoarcem la Palatul Vestal.
cui pasă. Adevărul e că nu mă așteptam să mă mai întorc acolo. Drago, data viitoare, când ne vom întâlni, doar unul dintre noi va supraviețui. Libertate! Așa mai merge! Cu siguranță! Nu pot să cred că am reușit! Pentru asta am luptat noi, Mira! Pace noua Vestroia! Da, dar lupta nu s-a terminat încă. Aha. Și trebuie să ne întoarcem pe Vestal. Dar dacă toată lumea știe că Bakuganii sunt inteligenți, nu pot rămâne și Vestalii? Ba da! Atâta timp cât ne respectăm reciproc și respectăm regulile, Bakuganii și Vestalii pot să trăiască în pace. Mulțumesc, Drago, dar nu cred că totul e atât de ușor. Prințul Hydran și Vexoșii au plecat înapoi, dar nu vor sta mult până să se întoarcă și să recucerească noua Vestroia. De aceea ne întoarcem pe Vestal, să răspândim vestea și să oprim acțiunea. Îi vom aduce în fața justiției pentru toate faptele lor. Dar nu putem face acestea fără Wilda și ceilalți. Poți să vină cu noi, Drago? Desigur, dacă asta își doresc. Voi fi alături de tine, Mira, oriunde. Cineva va trebui să-l ferească pe Perrin. Am să merg și eu, Drago. A fost o onoare pentru mine. Onoarea e de partea mea. Niciodată nu am stabilit care dintre noi e mai puternic. Rămâne pe data viitoare atunci. Te voi aștepta, Percival. Ha? Fiți atenți! Orașul Alpha se îndreaptă spre casă. Așa ar trebui să facem și noi. Ne mai vedem, Shun. Pe mai târziu. Stăpâne Marucio, îmi va fi dor de tine. Da, ne va fi dor de tine. La fel și cu tine, Ben. Nu voi uita niciodată că am luptat împreună. Nici eu, Mira, mult noroc. Salut-o pe Runo. Ha? Se pare că vă pleacă transportul. E timpul să plecăm. Pa, aveți grijă de voi. Stăpâne Dan, să nu mă uiți. Zbor plăcut. Oare Vestalii au e-mail? Cam atât. Se pare că e timpul să ștergem și noi. Hei, Drago, oare pot Bakuganii să vină cu noi? Sigur că pot. Înseamnă că pot să petrec cu Marucio pe pământ. Ce să spun, Marucio și cu mine suntem cei mai buni prieteni. Asta a fost de mult, Marucio nu mai e de mintea ta. Ești geloasă pentru că eu sunt partenerul oficial de luptă al lui Marucio. Caută în Sneakerpedia. Ești doar un substitut temporar, Elfin, ai înțeles? Nu e adevărat, eu sunt partener al lui Marucio acum, așa că nu ai ce face, urâtule. Tu nu ai ce face, urechi mari. Eu sunt partener al lui Marucio acum. Eu sunt partenerul lui Marucio acum. Hei, terminați voi doi acolo. Nu putem să ne înțelegem? Puteți fi amândoi partenerii mei. Runo a fost îngrijorată pentru tine. Ar trebui să mergi la ea, Tigrera. Abia aștept să o văd pe Julie. Am să merg să o văd pe Alice. Minunat! Se pare că toată gașca merge înapoi pe pământ. Nu, Shun? Ha? Tu nu vii, Skyros? Oh, Shun, eu aparțin trecutului tău. Ingram aparține viitorului tău. Skyros, ai crescut atât de mult, iar eu nu mai pot să plec din nou. Ingram, să ai grijă de Shun. Voi avea, Skyros. Vei fi în regulă fără mine, Shun. Voi veghea întotdeauna asupra ta, în inima mea. Dar e timpul să-ți spun la revedere și să-ți mulțumesc. Așteaptă, Skyros! Bun, atunci aproape tot mergem înapoi. Presupun că ai dreptate. Hei! E în regulă, Drago? Noi plecăm! La revedere, prietene! Salut-o pe Runo și pe ceilalți din partea mea! Nu înțeleg! Tu nu vii cu noi, Drago? Drago nu poate veni. Ce vrei să spui? Trebuie să fie o cale! O parte a trupului meu e nucleul perfect care ține noua Vestroia stabilă.
Mi-e teamă că nu pot părăsi niciodată noua Vestroia, Măruccio. Nu e chiar așa, Drago. Apolonir? Cei 6 luptători Bakugan antici. Drago, un Bakugan evoluează prin luptă. Ai devenit chiar mai puternic decât înainte. Destul de puternic încât până la urmă să te separ de nucleul perfect. Să mă separ? Dar cum? Nucleul va rămâne aici, iar tu vei păstra doar o scânteie pentru a menține o legătură cu el. Ai devenit aproape la fel de puternic precum nucleul perfect, Drago. Destul de puternic încât să faci orice. Deci pot să merg pe pământ cu Dan? Da, Drago. Nu are sens să te păstrăm în noua Vestroia. Ți-ai câștigat dreptul de a trăi oriunde dorești. Ha, minunat! Drago, plecăm acasă! Într-adevăr, partenere! Poți să călătorești între lumi oricând vrei. Ai acum puterea de a deschide poarta dimensională, Drago. Serios? Bine atunci, să mergem acasă! E foarte tare, Drago! Să mergem! Ne mai vedem! Așteaptă-mă și pe mine! Asta. A trecut prea mult timp, Alice. Ha? Hai, Dronoid. Au reușit. Dan și ceilalți au eliberat noua Vestroia. Au reușit și s-au întors vii și nevătămați. M-au lăsat aici ca să te pot vedea din nou. Bine ai revenit acasă, hai, Dronoid. Nu pot să cred! A fost un fulger! Fii serios! Nu plouă deloc! Julie! Chiar eu sunt! M-am întors! Oh, wow! Ești chiar tu, Gorm! Gorm, Gorm, Gorm! Mi-a fost atât de dor de tine! Julie, cel puțin e consecventă. Nu a venit niciodată la timp. Ai întârziat. Ai decis în sfârșit să vii? Hei, ce mai faceți? Dan, și noua Vestroia? Și Bakugani? Ne-am descurcat. Foarte ușor, desigur. Extraordinar! Wow! Tigrela! Ești aici! Am fost atât de îngrijorată! Și eu mă bucur să te văd, Runeau! Ce pot să spun? Doamnelor le plac bacanii! Bine, să nu mai vorbim despre asta! Ha? Shun, Măruccio! Luptătorii Bakugan sunt din nou împreună! Îmi pare bine să te văd, Runeau! Hei, Runeau, s-a întors Gorm! Bine, deci s-a întors toată lumea! Hei, în acest caz... Oh, da! E plăcut să ai din nou vechea echipă împreună, Dan! Da, prieten pentru totdeauna, Drago! Bakugan, luptă! Da! Am salvat noua Vestroia, dar regele Xenoheld, liderul Vestalilor, vrea răzbunare. Din fericire, vechii noștri prieteni ne ajută când acești ticăloși lansează sistemul de eliminare a Bakuganilor. Dar dacă cei 6 luptători Bakugan antici nu ajung să oprească atacul puternic al lui Zero Cap, atunci ce facem? E o nouă luptă, data viitoare la luptătorii Bakugan. Noua Vestroia. Bakugan luptă!
te simți în stare? Secvența de autodistrugere activată. Evacuați imediat. Secvența de autodistrugere activată. Evacuați imediat. Secvența de autodistrugere activată. Helico. Ce faceți voi doi aici? Mailin și ceilalți ne-au părăsit. Ne-a aruncat de parcă am fi fost cu noi. V-a aruncat? Dragon în flăcări! General Quasar! Ți-a ajuns Helios! Mai am destul! Haide, haide! Spectra, dacă ești într-adevăr fratele Mirei, trebuie să existe ceva bun în tine! Destul! Dacă Mira nu renunță la tine, nici eu! Alătură-te rezistenței! Mai degrabă te rup în bucăți! Tu ai vrut asta! Eroismele tale mă lasă rece! Un frate și o soră nu ar trebui să lupte în tabere diferite! Ce știi tu despre așa ceva? Asta! Oh, se pare că i-am moștenit frumusețea! Oh, nu! Mira! Uite, e dragă! Așa se face! Au reușit! Dad! Ai făcut treabă bună, Gas. Atenție! Nucleul gravitațional va exploda în 10 secunde. 9. Stăpâne, Spectra! Trebuie 7, să plecăm! 6. 5. 4, mișcă! 3, 2, 1, 0. Nu o să uit niciodată că te-ai întors după mine. Stăpâne Spectra, cu părere de rău vă informez de următoarele. Dar trebuie să știți că prințul Hydran și Vexoși au abandonat noua Vestroia. Au de gând să vă învinovățească pentru tot. A fost ideea lui Mailinga? Sigur că pot! Yay! Înseamnă că pot să cu Marucio pe pământ! Ce să spun? Marucio și cu mine suntem cei mai buni prieteni! Asta a fost de mult! Marucio nu mai e de mintea ta! Ești geloasă pentru că eu sunt partenerul oficial de luptă al lui Marucio! Caută-n Sneakerpedia! Ești doar un substitut temporar, Elfin, ai înțeles? Nu e adevărat! Eu sunt partener al lui Marucio acum, așa că nu ai ce face, urâtule! Tu nu ai ce face, urechi mari! Eu sunt partener al lui Marucio acum! Eu sunt partenerul lui Marucio acum! Hei, terminați voi doi acolo! Hey. Nu putem să ne înțelegem? Puteți fi amândoi parteneri. Bruno a fost îngrijorată pentru tine. Ar trebui să mergi la ea, Tigrera. Abia aștept să o văd pe Julie. Am să merg să o văd pe Alice. Minunat! Se pare că toată gașca merge înapoi pe pământ. Nu, Shun? Ha? Tu nu vii, Skyros? Oh, Shun, eu aparțin trecutului tău. Ingram aparține viitorului tău. Skyros, ai crescut atât de mult, iar eu nu mai pot să plec din nou. Ingram, să ai grijă de Shun. Voi avea, Skyros. Vei fi în regulă fără mine, Shun. Voi veghea întotdeauna asupra ta, în inima mea. Dar e timpul să-ți spun la revedere și să-ți mulțumesc. Așteaptă, Skyros! Bun, atunci aproape tot mergem înapoi. Presupun că ai dreptate. Hei! E în regulă, Drago? Noi plecăm! La revedere, prietene! Salut-o pe Runo și pe ceilalți din partea mea! Nu înțeleg! Tu nu vii cu noi, Drago?
Drago nu poate veni. Ce vrei să spui? Trebuie să fie o cale. O parte a trupului meu e nucleul perfect care ține noua Vestroia stabilă. Mi-e teamă că nu pot părăsi niciodată noua Vestroia, Mărucio. Nu e chiar așa, ha? Drago. Apolonir? Cei șase luptători Bakugan antici. Drago, un Bakugan evoluează prin luptă. Ai devenit chiar mai puternic decât înainte. Destul de puternic încât până la urmă să te separ de nucleul perfect. Să mă separ? Dar cum? Nucleul va rămâne aici, iar tu vei păstra doar o scânteie pentru a menține o legătură cu el. Ai devenit aproape la fel de puternic precum nucleul perfect, Drago. Destul de puternic încât să faci orice. Deci pot să merg pe pământ cu Dan? Da, Drago. Nu are sens să te păstrăm în noua Vestroia. Ți-ai câștigat dreptul de a trăi oriunde dorești. Ha, minunat! Drago, plecăm acasă! Într-adevăr, partenere! Poți să călătorești între lumi oricând vrei. Ai acum puterea de a deschide poarta dimensională, Drago. Serios? Bine atunci, să mergem acasă! E foarte tare, Drago! Să mergem! Într-adevăr! Acum că prințul Hydran știe de trădarea noastră, nu mai putem să ne întoarcem la Palatul Vestal. Cui pasă? Adevărul e că nu mă așteptam să mă mai întorc acolo. Drago, data viitoare, când ne vom întâlni, doar unul dintre noi va supraviețui. Libertate! Așa mai merge! Cu siguranță! Nu pot să cred că am reușit! Pentru asta am luptat noi, Mira! Pace noua Vestroia! Da, dar lupta nu s-a terminat încă. Aha. Și trebuie să ne întoarcem pe Vestal. Dar dacă toată lumea știe că Bakuganii sunt inteligenți, nu pot rămâne și Vestalii? Ba da, atâta timp cât ne respectăm reciproc și respectăm regulile, Bakuganii și Vestalii pot să trăiască în pace. Mulțumesc, Drago, dar nu cred că totul e atât de ușor. Prințul Hydran și Vexoșii au plecat înapoi, dar nu vor sta mult până să se întoarcă și să recucerească noua Vestroia. De aceea ne întoarcem pe Vestal, să răspândim vestea și să oprim acțiunea. Îi vom aduce în fața justiției pentru toate faptele lor. Dar nu putem face acestea fără Wilda și ceilalți. Poți să vină cu noi, Drago? Desigur, dacă asta își doresc. Voi fi alături de tine, Mira, oriunde. Cineva va trebui să-l ferească pe Perrin. Am să merg și eu, Drago. A fost o onoare pentru mine. Onoarea e de partea mea. Niciodată nu am stabilit care dintre noi e mai puternic. Rămâne pe data viitoare atunci. Te voi aștepta, Percival. Ha? Fiți atenți! Orașul Alpha se îndreaptă spre casă. Așa ar trebui să facem și noi. Ne mai vedem, Shun. Pe mai târziu. Stăpâne Mărucio, îmi va fi dor de tine. Da, ne va fi dor de tine. La fel și cu tine, Dan. Nu voi uita niciodată că am luptat împreună. Nici eu, Mira. Mult noroc. Salut-o pe Runău. Ha? Ha? Se pare că vă pleacă transportul. E timpul să plecăm. Pa, aveți grijă de voi. Stăpâne Dan, să nu mă uiți. Spor plăcut. Oare Vestalii au e-mail? Cam atât. Se pare că e timpul să ștergem și noi. Hei, Drago, oare pot Bakuganii să vină cu noi? Ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta.
Ești cu spatele la zid, dă tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare, puterea e în tine. Se ciucnesc înăuntru tău. Să lupți pentru mine, să o dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Victoria e a mea, Dragon, o simt. Abilitatea de fuzionare a celor 6 atribute activată. Carte de abilități setată. Lovitură supremă. Abilitate de fuzionare a celor 6 atribute activată. Carte de abilități setată. Gardiner suprem. Ai ajuns la nivelul de putere al lui Maxus Helios, dar vei avea curajul să o folosești. Taci odată din gură și luptă. Luptătorii Bakugan în întrunirea. Sistemul de autodistrugere activat. Evacuați imediat. Sistemul de intrăm în criză de timp. Activat. Trebuie să plecăm de aici. Imediat. Nu vreau! Mergeți fără mine! Eu nu plec, nu! Marucho! Trebuie să îi salvez pe Priam și pe ceilalți! Aha! Mira! Mira, ești bine? Cred că da. Mergeți voi înainte. Nu vă îngrijorați, terminăm noi aici. Sistemul se dezintegrează, Ingram. Kairos! Pot să o fac, Preyos! Termină transformarea singur! Frumos din partea ta că ai venit, prietene. Preyos, tu ești! Hei, Skyros! Shun, știam că ai să vii. Asta înseamnă un singur lucru. Ultima consolă dimensională trebuie să fi fost distrusă. Corect. Nu credeam că te voi mai vedea din nou, Shun. Da, nici eu. Sistemul de autodistrugere activat. Începe numărătoarea inversă. Evacuare imediată. Putem să facem reuniunea asta mai târziu? Alatul Vestal se prăbușește. Trebuie să plecăm chiar acum. Eu îi voi duce pe cei care nu pot zbura. Încă nu am terminat. Voi fi fără milă. Dan, sunt liber. Maxus Helios, ce se petrece? Drago, nu mai înțeleg nimic. Nu se poate. Imposibil. Sistemul Bakugan deconectat. Luptă terminată. Luptă terminată? Dacă lupta s-a terminat, de ce nu ești în formă de bilă, Drago? Ultima consolă dimensională a fost distrusă. Și ce dacă lupta s-a terminat? Asta nu mă interesează. Vreau să mă lupt. Ce spui, Drago? Ești destul de curajos să terminăm asta? De vreme ce nu ai arătat onoare în luptă, de ce să-mi fie frică în afara ei? Vino, vom decide asta pentru totdeauna! Apasă pe accelerație, Nemus! Trebuie să plecăm de aici! Fiecare secundă contează! Mira se bazează pe noi, Percival! Vom reuși! Ține-te bine, Baron! Palatul Vestal! Am ajuns prea târziu! Ce e asta? Salut! Ei, nu așa de repede! Mira! Bună, Ace! Se pare că toată lumea a scăpat cu bine. Tigrera, Gorum, Hydranoid, Skyros, Preyos, cred că o să încep să plâng. Am zis, ține-te bine. Stai așa, unde e Den? Nu e aici? Înseamnă că încă se luptă.
Secvența de autodistrugere începută. Evacuați imediat. Rămâneți calmi. Oh, nu! Știu că ești fratele Mirei Spectra. Ce? Trebuie să existe ceva bun în tine, să terminăm. Da, vom termina. Gata cu vorbăria. Carte de abilitate pregătită. Să vedem ce poți. Acesta e singurul meu răspuns, Tenkuso. Atacă! Luptă ca un războinic. Carte de abilitate pregătită. Să începem! Helios, îți înțeleg setea de putere, dar te-ai dezis de tot ceea ce reprezintă Bakuganii. Te rog, renunță până nu e prea târziu. Normal că ai vrea să renunți ca să poți fi tu Bakuganul suprem. Nu se integrează în spiritul Bakugan și să fii cel mai bun în toate? Nu-mi pasă dacă a trebuit să mă transform într-o mașină ca să am puterea. Eu doar îmi îndeplinesc destinul și tu nu-mi vei sta în cale. Secvența de autodistrugere activată. Evacuați imediat.